Din nou, direct am luat înainte de publicitate cuvântul lui Mihai. Acum încearcă să facă același lucru, nu e nicio problemă, coafiura rezistă, rezistă. Îmi doresc să le aud mai mult pe fete, pentru că n-au privilegiu de a fi la matinal, cum era Oana, asta spuneai. Mai avem și din băieți pe care vrem să-i auzim. Corect. Dar Oana spunea că ne invidiază că noi la matinal liber, că zburdăm. Am o vorbă cu doctorul Haidama. Zburdăm verbal, în sensul ăsta. Da, am o vorbă cu doctorul Haidama, că îl sun. Doctore, mâine dimineață, încă nu te-au dat afară? Și că după emisiunile cu mine, încă nu te-au dat afară? Nu. Atunci facem. Așa e, Oana? Ne invidiezi? Da. Pentru că de ce? Pentru că ți-am explicat odată sau ți-a plăcut explicația? Hai, de cât dai explicațiile întotdeauna? Pentru că e o emisiune mai relaxată. Și voi totodată, voi sunteți voi. Noi la știri, noi, te rog să remarci, da? Da, doamna procuror, vă rog. Nu suntem întotdeauna noi. Adică nu suntem niciodată noi. Trebuie adică să fim morgă, procuroare. Imagine, adică procuroarea care discută cu inculpatul sau cum să-i spunem, cu... Nu, domnul cu dreptul. Domnul cu dreptul. Noi putem să împănăm. Sigur, cu dreptul, nu-i domnul cu stângul. Nu, avem. Domnul cu dreptul. Cu dreptul în sensul... Dreptul de stâng. Că nu știam de care dreptul. Dorel, dar are dreptate, Oana. Dimineața, hai să fim mai când a spus Dorel când are dreptate, Oana? Dimineața, de la 7, când începe emisiunea, 7 fără, da, indiferent cum ar fi, omul dimineața se mai și spală pe dinți, se mai coafează. Bun, nu-i cazul lui Marius, nu-i... Nu-i cazul nostru. Hai să fii surprins, mă, spăl pe dinți. Dau pe dinți după coafura. Ai altă abordare. De ce nu-i din electoratul ăla fără dinți? Da, avem un telefon și pentru că o fac cu mare plăcere. Deci decât nu mai vorbim cu Mihai. Chira, bună seara. Cum intră Mihai? Bună seara, telefonul. Dorel Guliciuc, echipa Bucovina TV. Aici doamna deputat Cobuz. Avem plăcerea să vă spunem că suntem la acest aniversar și pentru că suntem la acest aniversar facem 10 anișori de Bucovina TV. Am fi vrut așa să o smulgem o părere despre Bucovina TV, o părere a dumneavoastră despre Bucovina TV, pentru că ne interesează, știți, și de asta v-am și sunat așa cu indiscreție. Bună seara încă o dată, doamna deputată. Bună seara. Vă felicit și vă urez mulți ani în continuare. Eu sunt mândră de televiziunea aceasta, Bucovina TV. Sincer, este prima televiziune la care am participat în calitate de medic la emisiunile domnului dr. Diaconu, dacă vă mai amintiți, atunci când le făcea la postul dumneavoastră. Și toate cele bune, adică să aveți viață lungă pentru că meritați. Mulțumim. O să încercăm. Ne-am propus noi așa un target, măcar undeva 10 ani, să mai facem încă 10, să fie 20. Cu Doamne ajută și după aia să mergem mai sus, vedem care mai prinde dintre noi, din echipa asta, acum eu fiind cel... Păi ești cel mai bătrân. Scuzați, făceam o analiză. Poate cine știe, poate mai încolo. Cert este că ne-am propus să fim în continuare alături de tot ce înseamnă Bucovina, de tot ce înseamnă știri, de tot ce înseamnă presă, că asta facem atunci când putem. Și bineînțeles de tot ceea ce înseamnă oamenii politici, din care și dumneavoastră cu onor faceți parte. Da. Am și o întrebare, dacă îmi permiteți. Bogdan Gheorghiu, doamna deputat, vrea colegul, să, colegul dumneavoastră vrea să vă adresez. De la coleg la coleg, că și așa nu se poate apropia domnul Gheorghiu de banca PSD-ului, măcar prin direct la telefon. Ziceți măcar prin telefon, da. Vreau să vă întreb dacă urmăriți emisiunea În curtea școlii, realizată de doamna Adriana Nichitean. Da, din fericire o felicit pe doamna Adriana Nichitean. Emisiunile sunt pe placul copiilor, dar și al părinților de elevi și de câte ori reușesc, pentru că este în mijlocul săptămânii și uneori sunt la București, dar dacă sunt aici, eu urmăresc în general această emisiune și îmi place și o felicit pe această cale. Eu vă mulțumesc, am convingerea că nu urmăriți postul Bucovina TV de un an, de puțin timp, ci de mai mulți ani, așa cum și emisiunea este de ceva vreme, de 8 ani aproape. Vă mulțumesc pentru aprecieri și sper ca cei din familie, mai mici sau mai mari, să urmărească cu drag nu doar emisiunea mea, ci și celelalte emisiuni care sunt aici la Bucovina TV. Vă mulțumim mult pentru aprecieri, doamna deputat. Vă felicit încă o dată și la mulți ani. Mulțumim, vă dorim să aveți parte o seară plăcută. Încă o dată mulțumim pentru că ați fost alături de noi.
Da, și la mulți ani vă spun, pentru că totuși e 8 martie, nu? În primul și în primul rând tuturor doamnelor și domnișoarelor, n-am făcut acest lucru la bun început în această emisiune, dar cred că este că se poate reclar. Cadoul nostru e exact această cadoul emisiune, ca să spunem așa. Și fiind 8 martie, doresc să le aud mai mult pe doamnele prezente în această emisiune. Adriana, au fost și momente care au fost greu să faci această emisiune, adică ce mai piedici, ca să nu spunem altfel. Nu pot să spun că au fost piedici, dar momente un pic mai dificile au fost, mai ales atunci când înregistram edițiile speciale de Crăciun, când aici erau peste 100 de copii, profesori. Dificil a fost mai mult poate pentru colegii mei din spatele camerelor. Pentru mine a fost o plăcere, pentru că eram obișnuită cu foarte mulți copii. Un alt moment, așa să spunem, de care mi-aduc aminte cu drag, era acela în care realizam povestea la minut de la finalul emisiunii. Îmi plăcea să intru în pielea personajelor. Se mai nimerea uneori să nu iasă lucrurile cum trebuie, să existe desincronizări, dar le-am depășit pe toate cu bine. Nu pot să zic că mi-a fost greu. Eu vin de fiecare dată cu plăcere la emisiunea aceasta în curtea școlii, pentru că întâlnesc oameni frumoși de cele mai multe ori. Între timp a intrat în legătură directă cu noi domnul Eugen Girigan, căruia îi mulțumesc mult pentru că este alături de noi și, de ce nu, pentru buna colaborare pe care am avut-o încă de la bun început. A fost unul din acei oameni care nu ne-a tratat cu indiferență, ca să spun așa, la început, pe noi, pe Bucovina TV. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în legătură directă cu noi, domnule Girigan. Bună seara spectatorilor, telespectatorilor dumneavoastră și tuturor celor din studio. Păi sunt pe lângă cel care a pornit, care a rostogolit acest lucru, Bogdan Gheorghiu, sunt colegele noastre la știri. Suntem toată echipa, ce mai? Și toți colegii dumneavoastră. Da, dacă tot... Bogdan Gheorghiu. Dacă tot ai pomenit faptul că domnul Girigan a fost de la începutul acestei televiziuni alături de noi, eu, ca realizator al emisiunii Sara pe deal, pot să spun că cu domnul Girigan am făcut emisiuni foarte reușite la radio, mai ales în primul an, în anul 2000, când am debutat cu acea emisiune. Tot Sara. Și era un interlocutor foarte ușor de gestionat. Eu aveam interlocutori de tipul, nu știu, când era domnul Sorin Popescu prefect, făceam emisiune cu dumnealui și eu îl întrebam ceva și dânsul răspundea, da. După care privirea lui spunea altă întrebare. Și eu trebuia din nou să elaborez o întrebare și răspunsea, nu. Și privirea lui spunea altă întrebare. Ei, cu domnul Girigan nu era așa. Cu domnul Girigan abia puteam să îmi fac loc în emisiune pentru a reuși să adresez următoarea întrebare, pentru că dânsul venea întotdeauna cu lucruri multe de povestit. Și ce am remarcat la dânsul, am mai avut invitați care vorbeau mult, dar deveneau plictisitori la un moment dat. Cu domnul Girigan nu te plictisea niciodată. Dânsul e și un foarte bun profesionist pe construcții. De la dânsul am aflat pentru prima dată și m-am minunat prin 2000-2001, când încă nu se știau atâtea date ca ziua de astăzi, cât costă un kilometru de drum județean de autostradă. Abia atunci mi-am dat eu seama de ce CNADR-ul e atât de importantă, cât trebuie scos din Ministerul Transporturilor. De atunci domnul Girigan ne deschidea ochii spre niște lucruri pe care le-am înțeles mulți, mulți ani mai târziu. Domnule Girigan, da. Noi avem 10 ani. Mă bucur foarte mult, chiar dacă sunteți tineri, este o televiziune care o crescut, ca să spun așa, sub ochii mei. Mi-aduc și aminte cu mare plăcere de ceea ce spunea domnul Bogdan Gheorghiu, de emisiunile de la radio. Organiza niște discuții foarte interesante care aveau, eu știu, trecere la public. Probleme de infrastructură, domeniul în care eu lucram, erau foarte importante pentru toți locuitorii din zonă, pentru toată populația. Vă felicit pentru această vârstă și vă doresc ca și cel puțin, măcar la 25 de ani, poate o să mai pot spune și eu câte ceva despre televiziunea Bucovina TV. În primul rând îmi place foarte mult numele, știu de la început
cât a muncit, cât s-a bătut domnul Bogdan Gheorghiu, cât impedimente a avut, câte necazuri, dar cu o tenacitate aproape ieșită din comun a reușit să o scoată la capăt. Vă felicit pentru realizările care le-ați avut și vă doresc succes mare, mare în continuare. Mulțumim din suflet pentru aceste urări. Noi vă dorim multă sănătate și v-am vrea din nou activ. Da, poate aici la noi la emisiuni să acum cum spune domnul Bogdan Gheorghiu. Acum am timp să vin și la matine oricum. Cu drag. Promit, în cel mai scurt timp ne vom revedea. Mi-aduc aminte de toate colaborările, de toate comentariile care am făcut împreună cu dumneavoastră, din emisiunile sportive, din absolut totul. Este super să aud că sărbătoriți 10 ani de existență, nu știu, mi s-a părut parcă ca fi mai mulți ani de când televiziunea noastră activează în zona noastră. Vă mulțumim din suflet pentru aprecieri, domnule Girigan. Multă sănătate pentru noi și curând ne vedem la matina, la Stecla. Doamne ajută! Da. Și domnul Abiței, cam din același film. Din același film, exact. Oameni care au ceva de spus. Au ce, Da, păi domnul Abiței, domnul Girigan sunt în lumea filmului cu sonor. Domnul Popescu era... Și Color. Din celălalt film, da. Florin, dacă tot că am trecut pe la Florin puțin, așa să-l mai provocăm și pe Florin, pentru că Florin e cel care de dimineață, așa, cu el povestim. Florin a adus rădăuțiul la Suceava, ca să sintetizăm. Despre asta discutăm. Angel a adus fărtice numai de vreme. L-a făcut parte, să spunem, dacă e să spunem așa, din Suceava, știi? Rădăuțiul a fost tot timpul aici, nu v-am dat seama. Da. Vreau să ajung eu ca să vă dați seama că și rădăuțiul e. Nu, că am avut o perioadă olărean, când atunci am aflat că rădăuțiul este parte, știi? Pe atunci era așa. Și până la perioada olărean, să-i spunem, rădăuțiul a avut parte de tot felul de evenimente cu vizibilitate mare. Nu era atunci Bucovina TV, dar atunci s-a simțit nevoia de un post de televiziune important în regiune ca să poată acoperi și evenimentele de la Rădăuți. Da, eu rămân în zona de conținut, așa cum vorbea și domnul Chira. Ați văzut? Ați văzut valoare la un om? Cum îl recunoaște? Ai. Cum se adresează corect? Nu băi, altceva Suceava, altceva Rădăuțu, nu tu, nu altceva. Domnul Florin, continuați, ați început foarte. Mulțumesc, aveam nevoie de încurajare. Vă rog frumos. Sunt convins că, bun, 10 ani au trecut, 10 ani frumos, am văzut, au fost tot felul de provocări, au fost tot felul de întâmplări și așa mai departe. Eu cred că Bucovina TV deja a ajuns în faza în care trebuie să ofere un pic mai mult zonei. Și aici mă refer strict la conținut. Bucovina. Adică nu vă plafonați, vă luați, băieți. Despre asta este vorba. Pentru asta există. Eu sunt Mihai convins Chira, că Bucovina TV nu peste mult timp valoare. Va fi un furnizor important de produse jurnalistice audio-video. Da, abia aștept ca la un moment dat marile televiziuni să liciteze pentru producțiile făcute la Bucovina TV. Sunt oameni care pot face acest lucru. Deci ca să Bucovina TV are absolut nu, pe tot ce e nevoie Chira, pentru a exploata. Nu se uită la partea feminină, Florin, când spunea lucrul ăsta. Dar tu poți să te ridici să faci o piruetă, doar. Că sunt halat. Păi tocmai de aia. Că sunt halat de aia. Domnul Cotos, continuați că spuneți foarte bine ce spuneți. Lăsați omul să spună că spune bine. Dar știu că spune bine, dar încercam să vă tăi. La urmă zici că nu vorbeai de el, da? Nu, e ok. Bun. Nu putem vorbi despre conținut de calitate fără domnul Chira. Da. Vezi ce bine zici? Da. Adică de față... De vedere, un bar de apă aveți? Jurnalist autentic. Altfel, cum puteam să ce fac? Ce să mai... Da. Ce e golcă? Ok. Bun. Noi ne putem ne putem permite la un moment dat inclusiv astfel de știu dialoguri, dar în final rolul acestei televiziuni, din punctul meu de vedere, este acesta. Să ofere informații de calitate și credibile. Cred că o spun atrevară în această seară, dar acesta este, practic, produsul
pe care îl oferă Bucovina TV. Cel puțin asta am înțeles eu. Din colaborarea cu Bucovina TV. De asta are nevoie Bucovina, de asta au nevoie toți telespectatorii din această zonă care pot recepționa într-un fel sau altul acest post de televiziune. Iar ca să putem să ajungem la nivelul exigențiilor telespectatorilor noștri, trebuie să acționăm în consecință. Și da, frumos, am spus, 10 ani au trecut, asta este, tragem linie și trebuie să privim înainte, să privim cu speranță în viitor și să nu uităm, de fapt, care este menirea jurnaliștilor, care este menirea celor care, într-un fel sau altul, au această mare șansă de a transmite celor de acasă ce se întâmplă în jurul nostru. Cred că trebuie să profităm de acest lucru și să putem face ceva pentru oamenii din jurul nostru. Dacă reușim să facem acest lucru, ne-am îndeplinit și noi menirea odată cu menirea postului, să spunem. Da, și așa cum spuneam, aștept de la Bucovina TV producții jurnalistice de calitate, producții jurnalistice care să fie cerute de piața audiovizuală din România și nu numai. Eu spun că zona oferă astfel de subiecte. Oamenii și tot ce înseamnă tehnică la Bucovina TV permite acest lucru. Doamne ajută! Despre asta e vorba în final. Da, te-ai uitat mai mult la Dorel când ai vorbit, nu știu de ce. Din obișnuință. Din obișnuință, noi povestim de dimineață. Domnul Dorel, dați în reluare emisiunea să se mă aude. Sigur că da, o dăm de foarte multe ori în reluare, pentru că emisiunea asta e un succes al succesului Bucovina timp de 10 ani de zile. Cu o singură condiție, mai mult să vorbească fetele. Rar, dar se mai găsește. Se mai găsește pe piață. Cu o singură condiție, această emisiune va fi cu drag urmărită, mai ales că e și 8 martie. Până la urmă, și ziua Bucovina TV, dar e ziua femeii în primul rând, este un mod normal și firesc să-l auzim mai mult. Și ziua nașului meu e atunci. Sunt mai multe sărbători. Bine, asta e nasul. Dar ești de acord cu afirmația că fără... Născut pe om. Se mai întâmplă. Ești de acord cu afirmația că profesionalist fără Mihai Chira nu se poate? Se poate. Nu, dar domnul Cotru s-a zis, dar rar, vorba nu? De conținut aici. Vorba de conținut. Eu recunosc că până la a fi profesionist, lăsând gluma la o parte, până a fi profesionist, e o calitate foarte mare. Sunt oameni care au în sânge să facă un fel de spectacol, să dea într-un fel în spectacol, pentru că la urma urmei poate am să supăr acum. Tot ce facem noi aici este spectacol, într-un fel sau altul, de o anumită manieră. Ce face și doamna Nichitan este spectacol, de un anumit gen de spectacol, la care te uiți cu plăcere. Doamna Cobuz spunea foarte clar, se uită cu plăcere, pentru că îi place genul ăsta de spectacol. Poți să-l numești altfel, poți să-l numești produs de televiziune. Ce face Angela la știri este un alt fel de spectacol. Ce fac eu cu doamna procuror Oana Cocoș la emisiune? Nu se înțelege că se dau un spectacol. E o diferență cu totul altceva. Corect. Spectacolul e cu totul altceva, trebuie să te uiți. Show? Exact. Iar cea mai mare problemă pe care avem în momentul de față, de fapt două probleme, este invazia, am spus-o, invazia internetului și doi, telecomanda. Dacă omului nu-i place, indiferent de ce, știi cum? Foarte rapid schimbă, foarte rapid schimbă. Aia e o tăietură de cuțit, de ce vrei tu, de atât de dureroasă că nu-ți vine a crede. Dacă ar exista posibilitatea, poate într-un fel sau altul să avem, în timp real ratingul să-l urmărim, ar fi dureros în anumite momente să vedem ce de ce oamenii nu înțeleg într-un fel și ce spunem noi s-ar putea să nu conteze. Și că spectacolul nostru contează și că s-ar putea să fie valoros cu totul altceva. Eu cred că noi am reușit ca televiziune să ajungem unde suntem în momentul de față prin două argumente cât se poate clare. Primul și în primul rând, nu am mințit și am fost chiar sincer când am făcut orice demers, orice știre, orice emisiune. Adică a fost și cu un pic de suflet și astea au fost argumentele, ingredientele principale la bun început. Că în rest intervin finețuri, asta spune mai încolo. Spunea Oana că nu e ea. Apropo de ceea ce spuneai, e un spectacol, adică nu l-aș duce pe un rol. E un rol cel de prezentator la știri și acolo normal că trebuie să fii serios. Nu de puține ori dimineață la știri sunt știri. Care cred că asta e. De asta vă invidiez. Pentru că puteți zâmbi dimineața. Spune lumea că ești prea serioasă să nu zâmbești.
Nu pot să zâmbesc când vorbesc despre un accident. Sau despre, luat în serios. Nu poți să fii cu gura până la urechi, chiar la orice știre. Deși dar la comentariile mele ai mai zâmbit așa. E, când suntem noi doi, ai mai râs. Mi-aduc aminte noi de un comentariu de-a lui Bogdan din culise, că tot zicea Max să dăm din culise. Toată lumea a spus să ajungem la 100 de ani, 10 ani, tineri, 20 de ani, 30 de ani. Și mi-aduc aminte că la un moment dat am avut o divergență și am zis, hai, poți să mă dai afară dacă vrei. Nu, tu ai să fii ca Romica Jurcă în televiziune. Dacă cineva nu știe cine este Romica Jurcă, este Google search. Este fata de la Meteo. De la Meteo. Fata de la Meteo. Ne-am schimbat acum, noi avem, nu mai avem, nu, Steve? Nu, din când în când. Noi l-avem pe busul de la Meteo. Noi l-avem pe busul de la Meteo, ca să ne înțelegem, dacă tot eram în zona aia. Steve, nu? Ca el e busul al nostru. El e busul al nostru, el ne dă cu alea, cu... Mi-ar plăcea să mă gândesc la talentul... Trăim într-o țară liberă. Și să visez la nivelul respectiv de talent. Trăim într-o țară liberă. De talent actoricesc, eu vă propun acum o treabă pe care am stabilit-o cu Adriana de mult când citeai povești în cabină, ți-ai ce aminte? Să facem o poveste toți, ne alegem povestea împreună. Și fiecare să interpreteze un rol. Trebuie să avem personaje suficiente. Avem personaje suficiente. Ce e asta? Ce e poveste? Ce poveste vrei tu? Că adică cum? Și cum s-o faci? Alba ca zăpadă. Punguța cu doi bani? Adică fiecare se joace rol într-o poveste de asta. Unul din cei șapte pitici. Tu joci rolul punguței. Exact. Vezi că suntem doi cocoși. Deci s-ar putea punguța să se rupă. Da, la cine microfonul? La Steve. Boiere! Vedeți? Deci chiar putem. Are și ceva frumos. Cu cine mai semnă tu? Cu Andrei Bartoș, nu? Pavel Bartoș. Da, am pățit lucrul acesta să... Strige lumea, sexy, Pavel uneori, Bartoș. Uneori, da. După care am zis că puțin să mai dau 2-3 kg jos și în momentul respectiv cumva lucrurile s-au schimbat. Mai semnă, da? Da, puțin. Am avut el făcea reclamă la un detergent, nu? Parcă Bartoș sau... Și la, dacă și la aminte, și la Pateu, și la... Deci ai făcut la, la orice. La orice. Și cred că am fost plătit bine. Probabil, tu știi. Ai fost sosie. De-aia te-ai îngrășat în perioada aia. Da, nu de la bani, de la reclama de la Pateu. Imagine, reclama, da. Exact. A zis, vreau... Ce vrei să te faci când să fii mare? Pavel, da. Am văzut, cel puțin colegii mei folosesc destul de des pentru promo-ul ăla care l-ai făcut pentru emisiune, în care cetățenii sunt chiar supărați. Tu m-ai făcut prost? Nu, tu n-ai cum. Deci vreau să vă povestesc celebra fază, scurt de tot. E extraordinară. De ce? Pentru că pe domnul respectiv nu intenționam să îl întreb. Am văzut din prima că este sub o ușoară influență bahică. Halenică. Domnul Chira poate să ne spună. Emana o halenă corespunzătoare. A, da. Așa. Era ce înseamnă o... să faci drept? Deci că... Era o zi de marți. Vorbeam, dacă și... Marți e zi de halenă, deci e clar. Cred că de asta. Eram pe zona aia Mihai Viteazu. Văzându-l în starea respectivă, am zis că nu vreau să-l fac de râs pe dumnealui, nu vreau să-l întreb. Mă uitam în altă parte. Dumnealui, văzând că deja un interlocutor trece, îl vede, un al doilea, el spune, da, stai puțin, pe mine nu mă întrebi? Corect. Și eu zic, domnule, na, dacă doriți, sigur, vă întreb, cum nu? Și încep. S-a nimerit celebra emisiune în care întrebam dacă te machiezi... Sunteți pro sau... Pro sau contra machiajului? Asta era întrebarea, de fapt, una dintre ele. Cu machiajului. M-ai făcut prost? Și în momentul respectiv... Da, domnul Fabil a încetat ceva. Se trage pro sau contra machiaj. Voi și zici, ce m-ai făcut prost? E, acum, asta e treaba celebră care s-a văzut pe ecran, însă mai există și un rest de poveste după când te-a alergat, nu? Sau? Nu, ne-am înțeles extraordinar. Eu m-am cu toate că tu nu e Banai Halena. M-am mutat în Mitocul cu Dragomir Mei. A trebuit să vii cu el la matinal. Urmează. Să știți, e extraordinar. M-am mutat în Mitocul cu Dragomir Mei. M-am întâlnit adiacent cu domnul respectiv la o sfințire dimineața de Paști. Care ți-a spus, îți mulțumesc că m-a făcut celebru. Care mi-a spus exact lucrul acesta. Mi-a mulțumit că l-am făcut celebru. Da, de la și... distanță sau din apropiere? Nu, din apropiere. Partea mai grea pentru domnia dumnealui pe vremea respectivă era că
Fiind o zi de marți, soția a sunat la șeful soțului să-i spună că soțul nu se simte prea bine și dacă nu vă supărați să-l lăsați. După care, bineînțeles că șeful soțului l-a văzut pe respectivul domn puțin care nu se simțea chiar bine în ziua respectivă la televizor. În plus mai spunea ceva, era foarte important, fiind ziua de marți, mai spunea că am băut puțin duminică. Și cam asta e povestea. Dacă e prost sau contra machiajul sau machiajul. Ce, ce, da, exact. Ce vreau să vă spun, poate n-ați remarcat, dar există o contabilizare a timpului și timpul zboară, dragi colegi. Timpul zboară, aleargă, cel mai bine place sau Dorel, cel mai în măsură să spun, să spui lucrul ăsta, decât sigur, eu sunt. Uitați-vă un pic la ce păr aveam odată, s-a văzut, da? Dorel, sunt maestru în a depăși timpul alocat emisiunii. Într-adevăr, într-adevăr, foarte adevărat. Da, bine, ar trebui să fie următoarea. Nici nu mai țin minte că n-are importanță. Tot, ce la știi era foarte important, doar, el l-a spus doar pe domnul cu pro sau contra machiajului, dar mai e un om care trebuie neapărat citat. E un citat celebru care trebuie ținut. Dacă aș mai fi realizator de emisiune astăzi, l-aș folosi, cred că, în fiecare emisiune. Sună cam așa. Mai citesc așa, dar nu țin minte că sunt și un pic băut. Da, că da, el întreba dacă se mai citesc sau nu cărți în ziua de azi. Da. Și răspunsul a fost, eu mai citesc așa, dar nu țin minte că sunt și un pic băut. E o poveste cu... Ulterior lucrurile s-au schimbat pentru persoana respectivă. Îi dăm timp Cristinei să-i vină... variantă negativă. Și mai aduc aminte, dacă tot vine vorba de treaba asta, un domn care, din păcate, a murit în momentul de față. Înțelesesem că era un contabil foarte important la CEC pe vremuri. L-am întâlnit într-o dimineață, în Burdujeni, într-o intersecție, lângă o creșmă, bineînțeles, puțin aghezmuit din nou și... Era marți halenică. Da. Sunt oameni care spun că la un pahar oamenii zic adevărul, unii zic că da, alții zic că ba. Și domnul respectiv, eu întrebându-l în momentul respectiv despre bani, fericire, dragoste și așa mai departe, se uită, exact, lucrurile din astea în care se... Dragoste! Și lucrurile despre care se cântă în toate melodiile. Și în momentul respectiv, uitându-se la mine, doamne, a căpătat dintr-o dată un patos de asta, atenție, da? Era un contabil destul de important la CEC. Și în momentul respectiv lucrurile nu mai stăteau la fel în viața dumnealui. Dom'le, dacă n-ai bani, și din felul său de a fi se uită, ești, sunt prost. Ca să nu mă supere pe mine și să nu-mi spună un cuvânt urât și totuși să ducă până la capăt ideea. Ah, da, da, am văzut. Dacă n-ai bani, îți prost. Îți prost. Domnul respectiv, de e fapt... E celebru și el, da. Exact. Am vrut să fie extra amabil. Am încercat să facem un tur de masă, să vorbim așa cu toată lumea și să povestim. Probabil că ar trebui să stăm până dimineață, dar știu că avem treabă. La gura sobei, da. Nu știu de ceva, parcă avem treabă și cred că ne reține cineva, știi? Noi cred că avem treabă. Pe Vali, pentru că e mai tânăr, așa, nu prea chiar l-am ispitit în seara asta, o să lăsăm așa un pic pe fereastră să ne spun tu ce cauți aici. Eu sunt omul cu viziunea pentru următorii 10 ani. A, era, vezi, ce înseamnă, vezi, el e vizionarul. Mai spune o dată în microfon, ca să fiți încă o dată întrebarea ce cauți aici. Sunt viziunea pentru următorii 10 ani, bravo, cel puțin. Ați văzut domnul Chiera că se poate, dacă îmi permite. Da, și ca să-l când pierim, când a venit domnul Huianu, după ce a văzut că această televiziune este permisivă și pentru valori autentice și pentru conținut. Și atunci a zis, e nevoie de un tip și mai tânăr care să poată, nu se pare firesc să facă lucrul ăsta. Până la capăt, nou șir de emisiuni al Bucovina TV a început cu emisiunea lui Mihai Chiera. Extraordinar, așa ceva. Tot rămân la concluzia lui Bogdan, prea permisivă. Dar hai să zicem așa, acum... Știi, e ușor să spui, după ce îți faci fericia la matinal, după aia faci emisiuni, știi, știi, dar mă rog, asta e, adică ce să mai... Din calitatea de administrator al televiziunii, care sunt gândurile, care sunt planurile, ce îți propui ca și... În momentul ăsta am discutat și cu o parte din echipă în decursul timpului, de când sunt aici, să modificăm puțin și grela de programe. Emisiunile actuale rămân cele consacrate deja, să aducem, am înțeles că s-a discutat deja pentru o emisiune cu pescari,
a venit domnul Chira. Alte emisiuni cu mincinoși, dar în varianta vânătoare pescărească, da. Așa. Și încă suntem în brainstorming pentru următoarele emisiuni. În căutare de mincinoși. Da, cu alte cuvinte, partea de content care trebuie ridicată, dar dacă aveți și dacă vor fi vești bune, bine, nu e bine nici să ne lăudăm, nici să spunem, dar sunt câteva lucruri pe care ca televiziune trebuie să insistăm în ceea ce înseamnă prezența pe digital, în ceea ce înseamnă prezența pe internet. Ne-am gândit, evident, și la asta și într-un viitor foarte apropiat o să se rezolve, dar pași mici, treptat, ca să avem stabilitate. Deci rămânem pe strategia, odată la 6 luni câte ceva. Doamne ajută. Să sperăm, apropiem de final. Ne apropiem de final și eu cred că am putea face, dacă tot am stat așa, ne-am împrăștiat, eu cred că pe final am putea să facem așa o chestie de ansamblu, nu? Să încercăm să ne scoatem toți într-o poză așa de ansamblu sau, mă rog, într-o imagine de ansamblu, să apărem toți așa grămadă, ca așa le studiu unor prieteni, știi? Cred că la Angela am rămas datori. Numai la Angela n-a ajuns de două ori microfonul. Prima oară l-a spus Mihai din mână și care Angela? Asta e vorbit de două ori. S-a trecut pe Răboș. Mai vorbesc și a treia oară. Vreau să urez la mulți ani lui David, băiatul Ancăi, colega noastră, care pe 8 martie împlinește 2 anișori. La mulți ani? Da. La. Să ne trăiești și o primăvară frumoasă tuturor doamnelor. Că noi ce avem? Și bun, noi o parte, am înțeles. Eu m-am întrebat ce au fi făcut Vali lui Alex, că n-a vrut deloc să-l dea de aproape. Dar nici deci, Răzvan. Când era vorba Paul. Să-l dea pe Vali de aproape, l-a chemat pe Paul lângă el ca să nu-l dea pe Vali de aproape. Special, nu știu ce a făcut. Da, ceva e acolo. Asta e ca de final, nu? Da, nu știu. Și dacă ai observat, Mihai, chiar mai tot timpul stat. Da. Bun, acolo e altceva. E vorba de conținutură. Acolo e economie de piață. Ne-am dat seama, adică... Știi cum e, când ai bani, N-ai bani. Nu-s prost, nu? Sau cum? Depinde care variantă îți place. Angela. Te rog. Spune, nu pățani, că până la urmă, din punct de vedere al prezenței tale în televiziune, ești tot așa mezină. Exact. Câte ai împlinit anișor de când ești? Nu, am aproximativ 8 luni. 8 luni. Ești în 8 luni, ca să spunem așa. Da, dar e în prim plan. Apărând la știri. Da. De Vale abia s-a văzut acolo. N-a vrut Alexandru. Tu, având în vedere că nu l-ai prins pe stand, nu l-ai prins. Cred că ai avut parte mai puține surprize. Nu fi așa, sigur. Nu? În primul rând, eu mă simt norocoasă pentru că împart două domenii, și cel de reporter, adică domeniul terenului și cel de prezentator. Și fiecare are farmecul lui, fiecare domeniu. Depinde de vreme. Nu aș putea... Când e afară, că ploicică e afară, e reporter și cât de vreme e frumoasă la știri, nu? Sau invers. Nu. În fiecare zi ambele domenii sunt într-o alergătură totală, însă reușesc, cred eu, să le împart pe ambele cu... Confirmăm. Profesionalism. Confirmăm. Cel puțin mă străduiesc. Iar pățanii sunt destule, pentru că lucrând cu oamenii e normal să te lovești de fel de situații. Cea mai amuzantă fază mi se pare atunci când ies pe stradă, dau câteva ture pe aici, în apropiere, să iau voxuri. Și mă adresez oamenilor frumos, întâi abordez, îi salut și îi întreb dacă... Poți lărgi un pic cadru ca să se vadă cum o soarbe domnul Chira din priviri, te rog? Așa, nu e emisiune pentru gurmane. Nu știam ce aia boxă. Nu e nimic, ai sap. Clar, adică ne-am înțeles. Vocea poporului. Și sigur, da? Ce face și Steve? Dar nu e important ce face Steve. El e absolut de Steve. Dă-mă pe Wikipedia, lasă-o pe fata asta să vorbească. Și cum? De ei oamenilor voxul și după aia nu-l mai dai înapoi? Hai să vede eu despre ce vreau. Da, ce să pe mine n-a reușit. Nu, pe Adrian. Nu. Spuneam că încerc să-i abordez într-un mod elegant, îi salut, îi întreb mai întâi dacă vor să răspundă, deci nu le întind practic microfonul. Nu îi obligi, nu. Dar e modalitatea aia. Nu, agresivă, nu. Întâi discut cu ei
Și frumos, elegant, dar. Și de la distanță îi văd, eu chesc, zic, cu ăsta o să vorbesc și ei mă simt că urmează să-i întreb ceva și nu pun cap în pământ și îmi fac o schemă ceva de genul și râdeam cu cameramanul, cu colegul Cătălin astăzi, că ar trebui să învățăm și limbajul ăsta non-verbal, că nu înțelegem. Unii ridică un deget, alții toată palma. Sorin Popescu, mergeți și el vă învață. Și în rest, fel de fel de uși închise. Inclusiv această emisiune s-a desfășurat în bună măsură, câte un cuvânt de încheiere vreau la fiecare, sub aceleași auspicii. Râdeam cu Bogdan înainte de a începe emisiunea. La bun început ne-au pus la dispoziție două microfoane, din care, bineînțeles, unul mergea. La care amândoi... Și da? mai avem de rezervă un cameraman absent, da? Da! Nu era Bucovina TV dacă nu intervenea ceva, cu toată lauda pentru tehnică și tehnica achiziționată și așa mai departe. Întotdeauna există câte ceva, carduri care nu merg, termin înregistrarea și știi... Poți să te întorci de la lift? Nu uita să ne întreb cum ne-am simțit cu toți în această seară, în acest minunat plăcaș de curs. Și multe, multe altele, pentru că multe lucruri frumoase s-au petrecut în cadrul emisiunilor noastre. Bine, o spun cu regret, eu zic că Bucovina TV a pierdut o piesă importantă, și anume Sara Pedal, cu Bogdan Gheorghiu. Cred că ați remarcat finețurile pe care le are în... cu toate că nu e moderator în seara asta, dar oricând, dacă ar pune înapoi haina de moderator, ar face-o cu brio. Dar sper, și asta să ne dovedești mai bună, cu o concurență foarte serioasă și foarte... Că nu vei face de râs din postura de deputat. Da, v-am spus că Mihai deja s-a instalat bine acolo. Eu am dezbrac haina de moderator și o iau pe aia de deputat. Dați-mă pe aia de deputat, facem schimb două luni de zile. Îi trebuie o haină musă, nu? Iar ca administrator, la fel, Valiș face atât de bine treaba, încât și acolo simt că loc e ocupat, așa că trebuie să văd de treaba de deputat de acum. Da, dar să o faci așa cum am simțit și cum au simțit telespectatorii, cum te-au simțit în postura de moderator? Le luăm pe rând, așa cum și cu televiziunea, le-am luat pe rând, chiar m-am distrat, că cineva pe Facebook scria: domnul Gheorghiu, pe martie se împlinesc 3 ani de zile de la alegeri. Ce ați făcut pentru zona Fălticeni cu care v-ați lăudat atât? Eu nu m-am lăudat cu zona Fălticeni, să ne înțelegem. 3 ani, am spus 3 luni. Am spus că au trecut 3 luni. Și zic, deocamdată, eu din ce aduc aminte, am criticat multe lucruri care nu s-au făcut pentru... Adică am criticat faptul că nu s-au făcut acele lucruri pentru zona respectivă. Dar, repet, nu e moment pentru discuții de acest... O să fie. Corect. Sunt emisiuni exclusiv 90. E complicat mare. Știi ce complicat e să-ți întrebi prietenul, că nu pot permite, că nu chiar prieten, amicul, să-l întrebi de ce nu faci asta și de ce nu se întâmplă cu asta? De regulă te adresezi mult mai ușor uneia de la care... pe care poți să-l critici, dar te pui și în postura celui care îți vorbește. Ce poți să fac? Eu ce ar fi putut să fac? Sper să se întâmple lucrul ăsta, Bogdan, să schimbe un pic fața politicii, pentru că, slavă Domnului, am tot avut nevorbitori. Știi care e norocul lui? Face parte într-o echipă foarte interesantă. Oare pe domnul Cadariu, senator, de aceeași palier al vârstei? Oare pe doamna Fădor? Și ar putea face ceva, ar putea schimba. Pe partea cealaltă, în partea puterii, da, Sici Masas, o are pe doamna Cobus, o are pe domnul Emil Havrici, ar avea repondent în partea cealaltă. Sunt niște oameni care domnul chiar dacă vor, exact, dacă vor să facă ceva pe bune, și acum râde glumind, chiar ar putea să schimbe în totalitate. E și domnul Bălan, care iarăși poate să se implice foarte serios, pentru că nu e trecut de cealaltă parte a baricadei de vârstă. E altceva. Da. Eu sper să... Vă credeți la matinal de dimineață? De-aia vorbeam. Discutăm cu cine politică. Am făcut un pic, că am scăpat. Ce este, mă, cel exclusiv la... Să știi că nu e așa cu doi moderatori. Că mai e tot timpul unul care vrea să vorbească și nu știe cum să-i ducă. Ca șarpele ca mai făcut. Știi? Ce eu modest cum dragilor, sunt. Dragilor, să nu aveți să vorbesc de șarpe, că e Angela aici. Dragilor, astea sunt emisiunile Bucovina TV. Ăștia suntem noi, Bucovina TV. Așa procedăm noi. Vorbim, povestim cu voi.
Iar cu noi. Fața lui Vale. Iar asta, ce să fac? Și unde să mă pun, frate, că mă dau și eu de pot. Încheiere din partea fiecăruia. Vale, pot să stau așa un pic ca să te... Nu, nu ia, dă-mă, lasă. Am spus, ăștia suntem noi, povestim, vorbim, noi între noi, noi cu dumneavoastră, atât cât, cât știm, cât putem, încercăm să o facem profesionist. Ați văzut echipa Bucovina TV, parte din ea, parcă spuneam băieții că poate faceți și voi așa un schimb de imagine, așa un pic, să vadă și ce nou, nu vreți, de ce? Paul, nu v-ați făcut de... pe Paul. Nu? Părul? Nu, că n-au lumină, n-au lumină. Nu-i ajută lumina. Ăștia suntem noi. Răzvan nu și-a dat jos bigudiurile, de aia nu. Ăștia suntem noi, încercăm să vă aducem în fiecare zi, seară, dimineață, când putem să vă aducem din viața județului și să vă punem pe tapet. Atât când ne pricepe, uite bă frate, ce fac eu, ce vorbești, bă, ce tânăr frumos era. Era o imagine frumoasă. Da, era bă, ce... Asta vreau să spun că mi-e dor de Mie mi-e dor de emisiunea când făceam noi acolo cu... Deci aici era birou, aici era mopul, aici era găleata cu materiale de construcții și mergeam așa. Colegii cameramani se chinuiau să ne prindă doar pe noi. Eram după inundați sau ce năcazura. Nu, atunci făceam emisiunea. Se construia studio. Se construia studio și făceam și emisiune. Deci transmiteam. Știi, eram ne un fel mutasem, de... Ne mutasem de unde povestea domnul Flutor. Eram într-un fel... Eram, pe atunci eram un fel de Cătălin Radu Tănase, știi, care transmite de pe front, știi, cam așa eram și noi la vremea respectivă, știi? Ăștia suntem, spuneam, dragii mei, ăștia suntem noi, încercăm acum la 10 ani să ne facem, să vorbim despre noi, despre voi. Eu am să fac oficiile de gazdă. Dar în chiar poate convingi pe băieți să se filmeze unul pe altul. Da, înainte de asta aș vrea fiecare câte un cuvânt de încheiere. Hai că nu mai credeau, uite, așa, uite că am început. Uite, e un moment special. Da, unic. Da. Paul, ei sunt băieții noștri, băieții din spatele. Așa, mai e cineva, poate mergi și la Alex un pic. Luați și pe Alex, băi. Da, și pe Alex un picuț. Și pe Alex un pic, ca să fie și el cu noi. Așa. Alex, fă-ți o aroganță. Alex. Arată un semn obscen. Îl vrei pe Sandu? Deci, dacă... E zburat degeaba. Da. Câte un cuvânt de încheiere din partea fiecăruia. Am să încep de asta dată cu Mihai. Poate după aia ne lasă și pe noi să vorbim fiecare când ne vine rândul. Cel mai mult pot să mulțumesc destinului că voi ați muncit și eu am venit și am cules roadele a 10 ani de muncă. Îți mulțumim, sunt... Angela. Eu sunt cel mai câștigat de aici din toți, crede-mă pe cuvânt. Mă bucur că fac parte din această echipă frumoasă de profesioniști și urez Bucovinei TV la mulți ani. Când spuneai profesioniști, la mine te referi, adică... Evident, doar. De aia s-a tulburat, că era el lângă el. Deci încerca să nu mai faceți pauze între voi, că se bagă Mihai, ai văzut, da? Am înțeles. Mulțumesc și eu lui Bogdan, n-am făcut-o mai devreme, pentru că a acceptat acest proiect într-o vreme în care știrile de senzație făceau rating. Telespectatorilor le urez să fie alături de noi în fiecare seară de marți, începând cu ora 18:30, pentru că fie că e vorba de politică, de familie, de cultură, de orice, e foarte importantă educația și, cum spun eu și în altă parte, toate de la educație ni se trag, mi-ar plăcea asta să... la doză. La doza de educație, așa este. Mi-ar plăcea, așa cum spuneam, să fiți alături de noi în fiecare săptămână. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de Bucovina TV, că ați făcut-o timp de 10 ani și că o veți face în continuare, sunt sigură de asta, pentru că noi vă pregătim multe surprize și nu vă rămâne altceva decât să rămâneți în continuare cu noi. Da, în 2010 am... Da. Da, să știi că e mai... Asta îți spun și la școala de actorie. Cel mai ușor e să ai mâna ocupată, cel mai greu e să nu știi ce să faci cu mâinile sau cu mânurile, cum ar spune un prieten. Atunci nu știi pe unde să le ascunzi. Dorele specialiști. Dorm în zece. Nu-i singur. Vreau să spun așa, în 2010 am sărbătorit 10 ani de Sara pe deal Radio Plus TV. În 2014 m-am retras de pe micul ecran. În 2016 am intrat în politică. Îi urez lui Mihai Chiera să aibă cel puțin atâția ani de 90 de minute exclusiv câți am avut eu la Sara Pădea. Așa, mulțumesc! Pe nu, că el n-are cum să-i mulțumească, că el a făcut jucărica asta. Eu zic că ar trebui felicitați fiecare în parte. În primul rând de la visul care Bogdan îl considera în momentul în care se uita în ochii
altora mai mult decât realizabil, chiar dacă ei uneori ridicau semne de întrebare. Dar cum se uita la niște cabluri? Nu înțelegea viziunea. Nu vedea cabluri, șuruburi și schele. Da, fost pe bune acum, vorbesc foarte serios. Când vezi un om care vibrează pentru ceva și tu uiți acolo și zici, da. Și în momentul ăla când zici, îmi cer scuze de la tunul deputat, zic, pe aia nebun nu trebuie să-i contrazici niciodată. Știi, cam așa era. Zic, bă, lasă așa, cum zici el, că sunt curte la el, mai au și peste ochi. Lasă așa, ies de aici și după aia mă duce. Știi, că am scăpat de acolo televiziunii. Ce era acolo? Nu, mol, noroi, aule. Aici, da, super tare. Zic, lasă că treaba e bun. Hai că e târziu. Cam așa s-a întâmplat. Da, uite că până la urmă a visat cu ochii deschiși, nu știu cum a visat, dar a visat bine. E produsul lui, succes. Nu poți să-l oprești, vezi cât de greu e să-l oprești, adică nu poți. Și știi de ce? Pentru că ești poate printre puținii și nu ești chiar singurul care înțelege valoarea conținutului și lucrurile e bine spus. Mai mult decât atât, eu am și o boală în momentul în care țin microfonul înspre cineva, nu, îl țin înspre cineva, lasă să spună tot ce are până în străfundul. Asta se numește, Steve, bun simț, bravo ție, felicitări, așa trebuie făcut, așa trebuie. Mihai are boala de a prinde microfonul și nu mai dea la nimănui, da, asta e cu tot. Așa, și pentru asta eu zic că trebuie toată lumea felicitată pentru cei 10 ani. Și în primul rând cei care se uită la noi, pentru că ei sunt cei care, cred eu, ne-au adus până aici și mai mult decât atât, cred că ei sunt cei care ne vor duce la culmile cele mai înalte. Pe cât culmile. Sau tu ne-a dus până la culme și ne lași să râităm. Hai să urcăm pe culme, nu? După aia vine foarte. Mă duce numai până la culme ca să... Da. Să ne uităm la culmea. La mulți ani tuturor. La mulți ani Bucovina TV, la mulți ani vouă telespectatorilor, că sunteți alături de noi în fiecare zi. La mulți ani doamnelor, la mulți ani domnișoarelor și în ultimul rând la mulți ani mamelor. Și vă mulțumim că ne suportați. Bă, da, asta sună bine. Nu știu, mi-e greu să spun ceva pentru că sunt foarte multe de spus. Le mulțumesc în primul rând telespectatorilor care ne-au crescut. Clar. În cei 10 ani am avut o copilărie frumoasă. Îmi doresc să avem o adolescență și mai frumoasă și când o să fim tineri frumoși cu părul în vânt la 20, să ne întâlnim tot aici și să ne bucurăm, să zâmbim, pentru că am evoluat frumos, extraordinar, minunat. Am avut de învățat de la fiecare dintre voi câte ceva. Și de la Sandu, și de la cei pe care poate nu i-am cunoscut, pentru că vă urmăream și atunci când nu lucram aici. De atunci sunt invidioasă. La mulți ani Bucovina TV, la mulți ani dragi femei, la mulți ani bărbaților, să aveți grijă de noi, să puteți să ne faceți toate doriți. Cineva a mai și spus ceva în emisiunea asta. Se cunosc cadrele didactice, nu? Da, știu, un cadru Florin. Didactic, da. Bun. E greu să vorbești după Ana. Nici nu mi-aș putea permite. De asta Max a dat mai probat. Mulțumesc că m-ați primit în rândul vostru. Cred că, de fapt, în seara aceasta am asistat la o emisiune angajament, de fapt. O emisiune de trecere. Da, am împlinit 10 ani împreună, noi, telespectatori, toți împreună, avem 10 ani. Și așa cum spuneam, am făcut trecerea deja spre altceva. Sper că suntem conștienți toți, în special mă adresez telespectatorilor noștri, pentru că am mare încredere în ei. Suntem deja într-o așa o lume a informațiilor care circulă în toate zonele, în toate felurile și așa mai departe. Mizez pe înțelepciunea și pe bunele intenții ale telespectatorilor și ale celor care, într-un fel sau altul, accesează informații. Spuneam, cred că am depășit o emisiune angajament. La mulți ani tuturor, la mulți ani doamnelor, domnișoarelor, mamelor, la mulți ani Bucovina TV, la mulți ani tuturor celor care, într-un fel sau altul, simt această primăvară care deja ușor-ușor revine și în Bucovina. Nu numai la Bucovina TV, la Bucovina TV totdeauna e primăvară. Mulțumesc, la mulți ani! Primăvară. Eu cred că noi toți cei de aici ar trebui să ne luăm...
acasă. Dacă să știi. Și voi ziceați de Mihai că se bagă pe două. Ca să aducă vale. Uite cum se bagă cineva peste cineva. Da. Ziceam că ar trebui să ne luăm un angajament, să facem o promisiune către telespectatorii noștri că vom fi în continuare aceeași echipă care au văzut-o aici, că le vom oferi în continuare emisiuni de calitate, știri obiective și incisive și că vom continua în acest ritm și în următorii 10 ani cel puțin. Hai să faci tu încheierea, da? Atunci tu ești penultimul. Păi da, atunci grăiesc eu acum și... Nu, dar Paul nu spune nimic? Grăiești. În primul și în primul rând vă mulțumim că ne-ați urmărit în acești 10 ani, că ne-ați dat puterea pe care o avem. Doresc și cred că sunt în asentimentul întregii echipe. Sper niciodată să nu vă dezamăgim. Vom încerca în permanență să fim cei mai bine informați și cu certitudine nu vă vom minți. Astea sunt promisiunile noastre. Restul rămâne să vedem dacă vom reuși să ne ridicăm la exigențele pe care le aveți dumneavoastră, stimați telespectatori. Noi vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați oferit până în momentul de față și anume audiență, iar dacă toți suntem la început de primăvară, am să fiu în asentimentul tuturor colegilor mei și am să spun și eu că vă doresc o primăvară frumoasă și în mod special tuturor doamnelor și domnișoarelor le spun la mulți ani. Ce ne-ai dorit? Altă întrebare. A întrebat doamna Cocoș ce i-ai luat. Nu, ce ne-ai luat? Că suntem una, două, trei, patru, cinci. Da, nu se pune problema. Că întrebarea aia cu ce ne-ai luat e complicat. E grea. Da. Aveți ai sufletul grea. Nostru pe tavă în fiecare zi. Deci este imposibil să nu să vă mai doriți așa. Aș uita să spuneți că Paul nu e doar un tehnic de excepție, e și un voice-over de excepție. A, da? Așa ceva. A, da? S-a ascult. E ce Paul. El este Paul. Da, și am ajuns și eu să spun ce, că s-au spus atât de multe aici și eu am rămas fără cuvinte. Doar să vă promit, dragii mei, că noi o să fim aceiași, că voi sunteți, de fapt, Bucovina TV. Noi suntem cei care încercăm să ducem acest proiect, acest vis mai departe. Reușim? Nu, asta o știți voi. Noi încercăm să fim acolo și să vă surprindem într-un fel sau altul de dimineață până seară. Asta încercăm să facem noi. Dacă o reușim sau nu, știți voi. Pentru că voi sunteți de fapt Bucovina TV, voi sunteți tot ceea ce înseamnă Bucovina. Noi o facem să funcționeze atât cât ne pricepem. Vă mulțumim! Acum dirigează-ne! Și? Dirigează-ne! Și la mulți ani! Bucovina TV! Încă o dată, să mai încercăm o dată, că merge bai. A doua oară e reacție, sigur! La mulți ani! Bucovina TV! Voilà, ăsta-i!